Bună dimineața! Astăzi stânjim după armonie și cooperare, dar vor fi multe momente când experimentăm fix opusul. De asemenea, nici noi nu mai știm dacă să ținem cont de părerile celorlalți sau să acționăm după bunul plac. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec! Te-ai putea trezi obosit și fără prea mare chef să te apuci de treabă. Cu cât există un dezechilibru mai mare între tine și partener, cu atât ești mai abătut. Taur! Astăzi au loc tot felul de evenimente care te pot distrage cu ușurință. Ca să ai o zi cu adevărat liniștită, îți recomand să nu-ți setezi așteptări prea înalte. Lucrurile nu merg conform planului. Gemeni, încă de dimineață ai putea afla o veste care să nu-ți pice neapărat bine. Nu te simți vinovat dacă vei ignora apelurile și invitațiile celor mai dragi oameni. Rac, deși ai avea chef să te ascunzi în pat, mă tem că va trebui să amâni odihna pentru o altă zi. Asta pentru că oamenii au nevoie de tine și nu îți dau nicio clipă de răgaz. Iar înspre seară se anunță și niște conversații mai aprinse. Leu, ai face bine să te gândești de două ori înainte, să faci un anunț sau să spui cuiva ce crezi. Dacă vrei să faci o investiție, ascultă-ți și instinctul. Fecioară, încă de la prima oră ai putea avea senzația că o să cedezi nervos. Ceva sau cineva te scoate din sărite, iar supărările au în mare parte legătură cu banii. Balanță! Nu ești pe aceeași lungime de undă cu partenerul sau poate cu un client care îți apasă pe cele mai sensibile butoane. Fiecare compromis îl vei resimți ca pe un sacrificiu. Scorpion! Ai prefera să te lase toată lumea în pace și să nu te întrebe nimic. Unii nativi nu se simt chiar în formă, iar alți scorpioni se retrag ca să digere evenimentele din ultima vreme. Săgetător! Oamenii au un comportament haotic și nu mai înțelege aproape nimic din atitudinea lor. Unii te-ar putea dezamăgi a nu știu câta oară pentru că nu își respectă promisiunile, dar până la urmă ține de tine să faci curat în viața ta. Capricorn. Pe plan profesional te-ai putea frustra că meritele nu îți sunt recunoscute. În plus, un coleg devine parcă insuportabil. Întreaga zi o să treci de la o stare la alta, când ești vesel, când totul pare negru. Vărsător. Pe plan amoros ai parte de tot felul de surprize. Lucrurile se schimbă parcă de la o zi la alta. De asemenea, pregătește-te astăzi să fii contrazis și contestat. Pești. Or să apară diverse personaje în jurul tău care or să-ți testeze parcă stăpânirea de sine. Este însă o zi bună în care să analizezi și să-ți faci calcule, nu să te arunci în mijlocul acțiunii. Acesta a fost horoscopul. Găsiți mai multe detalii pe contul meu de Instagram, astrolog Bianca Nuțu. Să aveți o zi minunată și plină de iubire! Îți foarte mulțumim, astrolog Bianca Nuțu!